Bun, acum pentru că știm că există și un proces de reintroducere a alimentelor pe acest colon iritabil al alimentelor, atât la copii, da, se face treptat, se face ușor, nu Deci se... există diete, sunt diete care nu sunt tipice pentru asta, dar care vizează ceea ce s-a întâmplat în timpul acestui fenomen. Apar intoleranțe la lactoză, intoleranțe la proteinele din lapte de vacă, apar intoleranțe la gluten. Post-clostridium? Da, poți orice infecție, în sindromul de intestin iritabil. Se ajunge până acolo încât se recomandă la un moment dat dietele low FODMAP, deci toate dietele în care să nu conțină alimente fermentabile, care să nu conțină anumite zaharuri. Low FODMAP este ultima dietă care se recomandă și care este destul de restrictivă. Dar astea sunt excepții. Bun, deci copilașii în cazul în care au trecut prin această afecțiune, da, se refac. Vor rămâne ulterior adulți cu acel colon iritabil toată viața? E posibil la un procentaj dintre ei. La un procentaj dintre ei se vor manifesta manifestări digestive de-a lungul vieții. Dar întrebarea e foarte bună din alt punct de vedere și vreau să insistăm puțin. Vă rog. Că eu spuneam că apare intoleranța la gluten. Deci nu Da. trebuie confundată intoleranța la gluten pasageră, tranzitorie, care are un mecanism imunologic, ca în urma unei sensibilizări la gluten, cu boala celiacă. Boala celiacă este o boală care apare pe o anumită susceptibilitate genetică, anumite HLA-uri, cu declanșarea conflictului pe bază de imunitate, în general imunitate celulară, și necesită dietă toată viața, boala Bun, și o poți celiacă. dobândi și la Dar maturitate, chiar nu, dacă o ai. o se poate manifesta mai târziu. N-ai știut-o, că nu sunt numai manifestări digestive. Sunt, de exemplu, persoane cu anemie refractară, care la un moment dat în viața lor află că de fapt aveau boală celiacă. Aveau intoleranță la gluten și se tratau cu fier în zadar pentru că nu răspundeau. Ce Sau interesant. tulburări psihice. Poate să dea tulburări psihice, depresie sau Boala celiacă. boală celiacă. Sau hipostatură. Sau, știu eu, în afară de semnele digestive. De fapt, acum nu prea mai sunt bolnavi aia descriși clasic cu abdomenul mare, cu fundulețul sărăcit de mușchiuleț, cu scaune mari. Deci lucrurile astea apar mai rar. Am înțeles. Sunt semne oarecum mai, acum, osteopenie, anemie refractară. Dar eu vreau să fac diferența între această boală Și și intoleranța la gluten. sensibilitatea la gluten, așa se cheamă, sensibilizația la Sensibilitate. gluten, non-celiacă se și cheamă. Deci aia Așa. e Și asta cum tranzitorie. apare? Aprinde sindromul de intestin iritabil, de pildă. Da. Poate să apară oricând. Poate să apare Da? la oricine, de aia, atunci când există un sindrom de intestin iritabil, trebuie să testăm și aceste. Pentru că de foarte multe ori, de exemplu, dacă te duci la alergolog, alergologul îți face patch Da. testul, skin prick testul și îți spune, n-ai intoleranță, trebuie să interpretezi bolnavul în contextul general de simptome, de fenomene. Și Și în atunci să-i momentul în faci și care analize introduci serologice. alimentele Pentru și că le... intoleranța la gluten asta Da. parțială nu este cu apariția de anticorpi antitransglutaminază. Apar anticorpi antigliadină, numai cei de tip IgG, atât. Am Deci sunt niște înțeles. ecuații. Da. Pentru Interesant. cunoscători. Interesant, da. Ca și vinul bun pur conesor, pur le conesor. Corect. Acum, copilul ne atrage cumva atenția că al său organism are o intoleranță la gluten, la glucide, la lactate, lactoză. Păi copilul trebuie să-l vezi, adică el îți spune, Așa. e ca și Dumnezeu, îți dă Așa. semne, trebuie să le vezi. Așa. Dacă un Cum le copil, vedem? dintr-o dată, un copil care mânca, care era vesel, nu mănâncă. Și nu că nu mănâncă, nu i-a plăcut mâncarea, nu mănâncă pe termen lung. Are o anorexie rebelă persistentă. E un semn de alarmă. Dacă e palid, dacă e încercănat. Puțină lume știe că cearcănele suborbitare sunt semn de alergie. Da. O încercănare cronică, de asemenea salutul ăsta alergicului sau pruritul cutanat cu apariția unor eczeme, Da. unor erupții, Da. abdomenul mai mărit de volum, cu dureri abdominale, cu meteorismul după ce mănâncă, după prânzuri, mănâncă trei linguri de mâncare și are un abdomen, sau apariția de scaun imediat după ce mănâncă, cu dureri, cu emisie de mucus,
sânge, scaune fetide. Deci scaunele cu Simțeme. mucus sunt, au legătură și cu aceste intoleranțe? Da, scaunul cu mucus poate să fie un semn de inflamație acolo, inflamație care poate fi imună. De pildă, vă dau un exemplu, la copil de vârstă mică, că e mai impresionant. Da. În primele 3 luni de viață, copil alimentat la sân. Păi idealul, nu? Alimentat la sân, când toată mama vede cu stupoare niște firișoare de sânge în scaunul copilului. Copilul fiind etichetat că ar avea colici. Că sunt fenomenele acestea, colici abdominale, Da, am trecut cu sunt toți părinții fenomene prin cunoscute colici. la sugarul de vârstă mică. Da. E, are colici, e alimentat la sân, mama mănâncă lapte să aibă sân, că ce-i mai Da. bine, el crește și dintr-o dată vede sânge în scaun. Asta este semnul tipic pentru alergii la proteinele laptelui de vacă, fără IgE. Foarte complicat. Adică mama mama transmite prin laptele consumă ei, lapte de consumă vacă, lapte, da, s-a produs și apoi lapte. prin Da. alăptare. Ei, vă dați seama ce dilemă până ajungi la diagnostic. Se duce întâi și caută dacă nu are o infecție, dacă nu are Da, te dizenterie, gândești să nu dacă nu fie are altfel. rotavirus, zice, dar l-am vaccinat, e, poate să fie cu alte serotipuri. Deci durează în etape, întâi cauți de infecție, după aceea mai cauți și abia după aia ajungi la intoleranțe. Și pare incredibil că o mamă care face ce i s-a spus, ce este benefic, ce este ideal, alăptează, are și asemenea probleme. Și doamna profesor Și doctor, au asemenea probleme. Copilul e cel mai greu pacient. Dacă tu ca adult, până a descoperi o anumită afecțiune, mergi prin diferiți medici și cauți și aia, cauți și aia și greu ajungi poate uneori să descoperi despre ce e vorba, dar minte la copil când mititelul, dacă vorbim de câteva luni, nici nu poate să spună ce-l doare, nici nu. Oferă multe. Este ca o bijuterie care îți arată frumusețea și îți arată imediat când este o mică imperfecțiune, știi, la copil. Da, și o mămică, prin instinctul ei, le ia așa, treptat. Dacă îi privești Pediatru m-a fața, învățat când dacă eram... îi privești fața și Da. îi aplici grila, știi, e o față fericită sau e o față care are o problemă, chiar Da. dacă uneori uită de asta. Te uiți la torace și vezi pe el cum respiră, numărul de respirații. Te uiți la abdomen, vezi cum se mișcă cu respirația, vezi Uneori care nu dimensiune. dormeam ca să-i urmăresc respirația în fiecare Păi seară. vedeți. Sau să-i întorci căpușorul să-și ia forma corectă. Să... Da, e foarte important să comunicăm și non-verbal cu ai noștri puișori, pentru că ei ne transmit tot ce simt. E important să nu tratăm noi ca mămiși după mintea și cunoștințele E noastre bine să copilul acasă. verificăm, e bine să verificăm, e bine să ne sfătuim, e bine să comunicăm. Comunicarea Să este ne o uităm la regulă. corpul lor, când ne facem Da. băiță, la mânuțe, La la unghiuțe. unghiuțe, la orice, la sclerele ochilor. La La... tonusul lor, la cum se mișcă, Da. Cum își achiziționează psihomotor, toate lucrurile acelea care fac dintr-o mogâldeață inertă un copil care te răsplătește în fiecare zi. Se Exact. spune, după 3 luni începe vârsta de aur a sugarului. Așa spuneau, era o familie Căpraru, care avea o carte cu care, mă rog, pediatrii au crescut, acum sunt alte cărți și internetul la îndemână. Deci în momentul în care un copil este prosper și fericit, este vizibil. Exact. Trebuie să crească, trebuie să mănânce, trebuie să comunice Exact. și să se Și să-i dezvolte râdă zilnic. ochii. Da. Și să-i râdă ochișorii. Doamna profesor doctor, o mare plăcere și onoare pentru mine să port aceste discuții cu dumneavoastră. Oricând, cu plăcere. Mă bucur din suflet că ne-ați răspuns astăzi, ca de fiecare dată, la toate aceste întrebări și mi-aș dori din tot sufletul ca urmăritorii Vezei Live să mai acumuleze niște informații benefice pentru ei și pentru copilașii lor. Vă mai așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii la noi în platou. Mulțumesc, a trecut timpul, dar a trecut Nici frumos. Nu ne dăm seama. Da. Mulțumesc, succes. Mulțumim. O zi frumoasă în continuare, doamna profesor. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi pe BZI Live.